Bună! Eu sunt Didi de la Cafe in Books, iar pentru astăzi v-am pregătit un book unhaul. Astăzi vă voi arăta cărțile care vor pleca din biblioteca mea. Sincer, nu am mai făcut o chestie de genul ăsta niciodată. Adică, da, ok, am mai ales câteva cărți pe care să le dau, dar foarte rar și niciodată la un volum de genul ăsta și eu uh. am o problemă cu chestia asta, cu faptul că păstrez lucruri de care nu mai am nevoie și vreau să schimb acest lucru la mine, de -aia am și uh, făcut acest, această selecție cărți care vor fi donate unei biblioteci, fratele meu se ocupă de chestia asta, pentru că eu personal vreau doar să le pun în cutii și să uit de ele pentru că mi-e teamă cumva să nu mă răzgândesc. Sunt multe cărți, recunosc că nu o să le arăt chiar pe toate, mai sunt pe lângă ce o să vă arăt aici și câteva cărți de povești care nu mi se păreau destul de interesante să fie menționate în video, plus ceva cărți de lui frate meu. Uh, pentru că sunt așa multe cărți, eu zic să începem și să nu o mai lungim. În primul rând am Casa Îngerilor de Pascal Bruckner. Asta e o carte extrem de dubioasă, ceva despre... Oamenii străzi, într-un fel, cred că ești ceva thriller. Eu personal nu am găsit nimic interesant în cartea asta, a fost un chin să o citesc și cu siguranță nu o recomand și nu o să o recitesc niciodată. Aici ce avem Noti sângerânde de Ioan Sântia, asta are și e, cred că, ceva thriller psihologic, nu mai țin minte, știu uh, că l-am citit acum mult, mult timp și e vorba de Criminali în serie și cumva încearcă scritorul să intre în mintea unui criminal în serie. Uh, nu mi-a plăcut pe moment, de fapt și asta a fost un chin să o citesc, e posibil să fie și vârsta de vină, pentru că am citit-o când eram de mică, dar nu am nici o intenție să o recitesc. O să mai dau și monstrul, uh, v-am vorbit aici pe canal de ea, v-am zis că a fost o mare dezamăgire pentru mine, uh, sper ca cineva să o găsească și să-i placă mai mult decât mi-a plăcut mie. Avem apoi niște cărți pe care le-am primit la o revistă acum foarte mult timp, ceva legat de micuțele mincinoase. Nici la momentul când le-am primit nu au fost niște cărți care să mă intereseze așa de tare și acum nici măcar atât când mă interesa atunci. Mai dau și Cărăbușul de aur și alte povestiri de Edgar Allan Poe. Recunosc că încă sunt intrigată să mai încerc poveștia lui Poe, dar această colecție nu mi se pare foarte bună. Recunosc că a fost o poveste care mi-a plăcut, în rest nu am fost încântată de celelalte, cred că am mai menționat-o într-un video. Um, o să-mi iau probabil pe viitor o altă colecție cu alte povestiri, dar asta nu a fost potrivită pentru mine. Mai dau și o mie de Cocor, de Yasunari Kawabata. Uh, cartea asta mi-a plăcut destul de mult. A fost o carte ok, dar nu a fost destul de bună încât să o mai vreau pe rafturile mele. Carte de care mă despart un pic... Um, Greu sau nu știu, încă nu sunt convinsă ce să fac cu ea Este Prizonierii Timpului de Michael Crichton uh, Adevărul este că îmi doresc foarte mult să citesc Jurassic Park O am, carte audio Și în caz că o să-mi placă super mult Jurassic Park Poate aș vrea să o citesc și pe asta, dar Nu știu, nu mă mai atrage nimic legat de cartea asta Nu știu, eventual lăsați-mi voi o părere Și de fapt, în caz că vedeți orice carte de aici, pe care încă nu am citit-o și uh, pe care eu o judec greșit, uh, să-mi lăsați în comentarii. O altă carte pe care nu am citit-o este Asasinii de Thomas Grifford. Asta am pus-o în TBR, am început-o, nu știu cât am citit, foarte puțin, nici măcar 20 de pagini, dar nu m-a atras deloc, mi s-a părut foarte plictisitoare și nu mai atrage de loc nici povestea, nici nimic legat de ea. Altă carte pe care am primit-o la o revistă și... N-am nevoie de ea. Apoi avem Ai să mă mâine de Peter James, carte pe care am citit-o, v-am arătat-o aici pe canal. E un thriller uh, polițist care a fost... Um, a fost ok. Am zis și în video că sunt anumite greșeli legate de medicină care nu mi-au plăcut și oricum povestea per total nu mi s-a părut impresionantă. de a și dau mai departe. Poate o să găsească un cititor mai potrivit decât mine. Mai dau și cartea asta a lui Raymond Chandler, adio iubito, uh, am început o carte de la acest autor uh, într-un reading vlog, nu mai țin minte ce carte, dar nu mi-a plăcut deloc stilul lui de scriere, încă nu știu dacă o să termin acea carte, și oricum mai am încă o carte și în colecția adevărul de-a lui, uh, și nu sunt deloc interesată să îl mai încerc pe autor, deci... Apoi, 50 de mari minciuni și legende ale lumii, de acest autor, pe care am încercat de vreo trei ori să-l pronunț numele și n-am reușit. Asta e o carte care m-a intrigat foarte mult când eram mică și mi-amintesc că am citit câteva din minciunile și legendele lumii, dar mi se pare că e genul ăla de carte cu conspirații, cu chestii care de fapt nu s sunt adevărate, multe din informațiile. De aici mi se par un pic trase de păr și poate că unele dintre informațiile de aici sunt veridice, dar nu am încredere în autor. După aceea mai dau și Darul lui Ionas de Louis Lowry. Asta, spre supere de celelalte cărți de până acum, a fost o carte care chiar mi-a plăcut super mult, dar recunosc că nu o să o recitesc în viitorul apropiat, nici fratele meu nu o să o facă și ne-am gândit că poate că i-ar sta mai bine într-o bibliotecă școlară. Ah, cartea asta a apărut în primul meu book haul de aici de pe YouTube, Inițierea în iubire karmică de Paolo Crimaldi. Recunosc că am cumpărat-o on a wimp uh, pentru că era foarte ieftină și nu m-am gândit deloc când am adăugat-o în coș. Acum efectiv nu mă mai atrage, e pur și simplu genul de carte care e pe raftul meu și mă enervează am și fericirea mea ești tu de Jamie McGuire. Cartea asta am impresia că a fost foarte populară când eu eram în liceu, știu că o citeau ceva prieteni de -ai mei și mi-am luat-o tocmai ca să citesc atunci, dar mi se pare că ea că am trecut vremea, nu cred că m-ar mai atrage în prezent. Am și Balmascat, seria Sânge albastru de Melissa de la Cruz. Cartea asta am cumpărat-o când aveam eu o perioadă de în care eram super obsedată cu cărțile cu vampiri. Dar, din păcate, nici măcar atunci n am reușit să o citesc. Atât de plictisoare și de slabă, mi se pare. Nu știu, poate cineva o să o găsească și o să-i placă. Diminez de lavandă de Jude de Vero. Asta e una dintre singurele cărți de pe Goodreads, care eu i-am oferit o singură steluță. Pentru că e fiecare dată când citesc o carte, chiar dacă nu-mi place, chiar dacă detest cartea respectivă, dacă eu găsesc ceva o chestie acolo care să fie bună despre cartea respectivă, îi dau două steluțe. E bine, la cartea asta, efectiv, n-am reușit să găsesc acel lucru care să fie totuși bun. Cum până apelor de Elizabeth Key, ați mai văzut aici pe canal, v-am zis că e o carte pentru copii, care e... în care autoarea e mult prea conștientă de faptul că scrie o carte pentru copii, de a adulții nu se pot bucura de ea, dar având vedere că o să ajungă într-o bibliotecă școlară, poate un copil o să o găsească și o să se bucure de ea. Am și cercul secret, ritualul de L.G. Smith. Habar n-am nimic despre cartea asta. Cred că și asta am primit-o la o revistă și nu mă interesează absolut deloc. M-am hotărât în sfârșit să renunț la adulter de Paolo Coelho. Cartea asta... E una pe care eu efectiv am detestat-o din tot sufletul meu. Am avut și o recenzie aici pe canal, dar am pus-o pe privat pentru că nu mi se pare că mi-am mi exprimat gândurile destul de coerent în ea. După ce am terminat-o, oricât de mult am urât-o, am tot zis că o să o păstrez, că e genul ale de carte um, love to hate și chestii de genul ăsta, dar având în vedere că nu mi-aduce deloc bucurie sau am bibliotecă, am zis că în sfârșit o să o dau și poate cine știe o să găsească un cămin mai bun. Am să mai dau și la urlă râul piedra, am cezut și am plâns, dar s-a întâmplat ceva cu ea și nu mai am acum. Cred că am târziu să zic acum, dar uh, cărțile care nu se potrivesc pentru o bibliotecă școlară, nu știu ce o se cu ele. Uh, noi le dăm, cred că, unei profesoare de română și ea decide ce va face cu ele. După o serie, am impresia că se numește Jocul minciunii după prima carte. e de aceeași autoare care a scris Micuțele mincinoase. Eu am citit primele două cărți și mi-au plăcut destul de mult la vârsta la care le-am luat. Uh, dar apoi a trecut foarte mult timp până să apară volumul 3 Atât de mult timp încât eu am crescut și n-am mai reușit să mă bucur de volumul 3 Pentru că eram deja prea mare pentru asta O altă carte pe care efectiv am adorat-o când am fost mică E Năluca și Năucul de Stacey K. E genul acela de carte romance se de clișei Cu o grămadă de întorsături de situație Și Pff, asta renunț cu greu pentru că deși știu că acum nu o să mai îmi placă Deloc. A, e cumva așa, nostalgia, când mă gândesc cât de mult am adorat-o când am fost mică și... Mm. am această serie de mini-enciclopedii pe care eu efectiv am adorat-o când am fost mică. Vreau să am toate volumele și de -abia așteptam să-mi cumpere părinții încă un volum. Uh, și la astea renunț foarte greu pentru că, din nou, nostalgia. Dar... Mă gândesc totuși că sunt niște cărți pe care ar putea să le folosească cineva în loc să stea pur și simplu să putrească în biblioteca noastră. gândesc și la volumele astea de teatru de Mihai Eminescu. Uh, nu mi-a plăcut absolut nicio piesă de teatru de aici, le-am citit super greu și am impresia că nici nu sunt texte pe care el a insistat și pe care le-a șlefuit. Cred că sunt doar texte adunate după moartea lui, din ce am înțeles eu. Avem încă o serie, uh, nu știu exact cum se numește seria asta, cred că Legendier sau cea de genul ăsta. Primul vorum, Umbra Minotaurului, al doilea, Războinicii Corbului și ultima, Legiunea Vampirilor. Sau asta e a doua? Asta e al doilea și ăsta e al treilea. Uh, cărțile astea sunt niște cărți care mi-au plăcut super mult când am fost mai mică. Sunt despre doi tineri, cred, sau doar un tânăr, numai țin minte deloc, dar știu că intră într-un joc video. Primul joc e inspirat de legendele Olimpului, cred. Al doilea e cu vampir și al treilea nu mai mi-aduc aminte tare bine, dar oricum erau foarte interesante. Era vârsta pe care o aveam când le-am citit și din nou, cred că niște copii s-ar bucura foarte mult de această serie. O carte pe care ați mai văzut-o pe canal, Teatrul Corpului Uman de Marys Weeks. Uh, din nou, e o carte pentru copii. Uh, știu că v-am zis că și aici am găsit ceva greșeală sau greșeli uh, legate de biologie, dar, pe total, e o carte foarte, foarte bună. Uh, am găsit ceva aici. Pe total, e o carte foarte bună pentru copii, e un fel de introducere destul de fan în biologie, deci, din nou, cred că rolul, locul ei ar fi mult mai potrivit într-o bibliotecă. Parta carte care mi-a plăcut super mult când era mică, Elixirul Vieții, de Kenneth Opel. E ca un fel de prequel la Frankenstein. E un young adult uh, care, din nou, mi-a plăcut super mult. Deși acum, când mă gândesc la el, mi-amintesc că era destul de clișeic. Și la această carte renunț super greu, pentru că mi-a plăcut super mult când era mică, dar știu că nu o să mă mai bucur de ea acum, așa că renunț și la căutând o pe Alaska de John Green. Și despre cartea asta v-am vorbit pe canal. E o carte ok, dar care nu m-a dat pe spate și cu siguranță nu o să o recitesc. Mai și colecția asta despre diverse orașe, de la cotidianul. Am tot gândit dacă să o păstrez, dacă o să vreau vreodată să citesc și să mă documentez despre diversele orașe și atracții turistice și chestii de genul ăsta. Dar adevărul este că toată informația asta o găsești și pe Google. Nu, nu, renunț. Renunț la ele. Altă carte dintr-o revistă de care nu am nevoie. O carte de non-ficțiune despre Opus Dei. Um, e o poveste lungă. Ok, nu chiar atât de lungă. Uh, am citit Înger și Demon, cred. Nu mai știu exact. Uh, o carte de Dan Brown care are un personaj care aparține de această organizație și pe mine m-a intrigat foarte tare la momentul respectiv și vreau să aflu mai multe despre Opus Dei. Dar la momentul respectiv, oricum mi-a fost greu să o citesc și nici măcar nu, nu am ajuns foarte departe cu lectura și acum e, nici măcar nu mă mai interesează subiectul. O carte pe care nu am citit-o, Polca Bastarzilor de Stephen Wright. Um, e o carte pe care am luat-o într-o decizie extrem de impulsivă și extrem de proastă. Acum câțiva ani um, am făcut basket în liceu. Nu vă gândiți că făceam chestie ceva de performanță sau că eram eu foarte bună la treaba asta Pentru că, de fapt, eram foarte proastă la treaba asta Dar am avut un meci amical <gânt> într-un alt oraș pe care l-am pierdut, evident Și în orașul respectiv ne-am și oprit la mall pentru a mânca, cred sau Nu mai țin minte exact de cine ne-am oprit acolo Și ne-au lăsat și să ne plimbăm puțin prin magazine Uh, și eu mai aveam foarte puțin bani la mine, mi-am inteles foarte bine, dar eram eu pornită că eu trebuie, dar trebuie mult să să-mi iau o carte. Din păcate, nu aveam bani de o carte foarte bună și cred că mi, -mi expirase și timpul pe care l-aveam la dispoziție. Uh, și am găsit cartea asta și mi-a plăcut coperta și am cumpărat-o. Am încercat atunci pe autobuz să citesc primele pagini și mi-am că eram așa de Oh, what the fuck did I buy? Dar am zis că mă, nu, o să o, să o citesc într-o zi. Evident că nu o să o citesc niciodată, nu mă atrage absolut deloc, deci o să-i spun la revedere. Mai am volumele astea din uh, seria asta care nu mai știu cum se numește. Vampirii Sudului, așa, este și un serial. Uh, eu am citit o parte din aceste volume. Am și volumul 1 pe care o să-l păstrez ca și amintire, pentru că... E o serie care mi-a plăcut destul de mult, deși m-am oprit, nu știu la ce volum m-am oprit până la urmă, dar o să renunț la continuare, o să păstrez volumul întâi doar din nou ca și amintire. Și Citorul din Peșteră de Rui Zinc, o carte care, sincer, nu mi-a plăcut deloc. Nici nu pot să zic că am ceva rău de zis despre această carte, pur și simplu nu m-a impresionat cu nimic și nu văd vreun rost să o mai păstrez. Ultimele cărți sunt niște cărți pe care le-am în dublu exemplar, Hapar n-am cum s-a întâmplat, Acest lucru, Am mai trei, Venea o moară pe siret, Aventurile lui... și asta? Vreau să zic aventurile lui Tom Sawyer, dar văd că asta e altceva. Tom Sawyer în străinătate și Tom Sawyer detectiv. Um, continuând, Pădurea spânzuraților, Amintiri povești, Povestiri de un creangă și Moby D. Acum nu am nici ce mai vagă idee ce să fac cu cartea asta, pentru că o dădeam tocmai pentru că mai am o dată aventurile lui Tom Sawyer. Mai am niște cărți pe care le-am selectat pentru un video special, ceva de genul Try a Chapter Tag, ca să văd dacă le păstrez sau nu. Nu știu exact când o să se întâmple acel video. Asta aici o poză cu ce cărți am selectat pentru acel video. Oricum, eu sunt curioasă să vă aflu părerea despre acest video, ce părerea vezi despre cărțile pe care le-am selectat, le-ați citit, nu le-ați citit, vă intrigă, nu vă intrigă, lăsați-mi în comentarii părerile voastre. Iar noi ne vedem data viitoare. Pa! Mulțumesc că m-ai urmărit până la final. Nu uita să te abonezi pentru a fi la curent cu ceea ce postez. De asemenea, te invit să apeși butonul de like și de share dacă ți-a plăcut acest videoclip. Ai aici conturile mele de Instagram, Facebook și Goodreads. Te aștept și acolo. Aștept cu nerăbdare comentariile voastre, iar aici ai alte videoclipuri de ale mele în caz că nu le-ai văzut încă.